Salutare, salutare, voi băieți! N-am mai postat de foarte mult timp, am făcut recent un live și m-am jucat Guild Wars 2. Și am zis să vă explic un pic cu ce să mănânc jocul ăsta și să fac un caracter acum nou-nouț. Am luat un slot nou acolo de caracter și să vedem cu ce se mănâncă, înțelegeți? O să facem un caracter, na, de la zero, ca și când tocmai ce am intrat în joc. No. Aici avem 5 rase diferite. Char, da, Human, Norn, Asura și Silvari. Charu, ce să zic despre Char? E un fel de... O pisică mai mare, așa, un tigru mare care umblă în două picioare, aleargă în patru. Human e human. Nornu, un fel de viking care trăiesc mai nord, să zic așa. Na. Asura, niște Yoda. Sunt niște Yoda ăștia. Niște pitici foarte deștepți, foarte deștepți. Silvarii sunt niște elfi, judecând după urechi, dar făcuți din plante, copaci, nebunii. Deci ăștia spă natura așa mai mult. Acum, fiecare rasă, să zic așa, tind a fi mai bun spre un... spre o anumită categorie, să zic. Adică, na, o să vedeți imediat ce aleg una din astea. Nu știu ce să iau. De asta am, Silvaria, am, n-am niciun Norn. Nu știu, nu-mi plac că sunt prea mari. Efectiv, sunt prea mari. Aș putea să iau unul. Să-l avem în gen. Hai să luăm un Norn. Mergem pe Norn. Da, hai pe Norn. Acum ne alegem bărbat sau muiere. Da? Hai să mergem pe bărbați. Suntem bărbați bine. Și aici avem clasele. Da? După cum ziceam că fiecare rasă merge mai bine pe clasă. Pe profesie, să zic așa cum scrie aici. Na, cum e Silvari ar merge mai bine pe Ranger, pe... Na, înțelegeți voi, cum e Charu, ar fi mers mai bine pe războinic, pe ăsta, pe Renevant, pe... Na. Bun, deci avem războinic, Guardian, Renevant, Ranger, Thief, Engineer, Necromancer, Elementalist și Mesmer. Bun, ăstea de aici sunt toți cu heavy armor, sunt războinici, să zic așa. The close range, în general ăștia se bazează pe close range. Aici avem Rangerul, Tifus și Inginerul. Ăștia sunt oarecum pe medium armor. Sunt și ce pot face engage-uri, să zic așa, și care pot da de la distanță. Adică sunt și și. Te și bagi cu ei, stai și în spate și dai damage cu ei. Și aici avem Necro, Elementalist și Mesmer. Ăștia sunt mage, să zic așa, toți light armor, nu sunt foarte rezistenți, depinde acum de fiecare rasă, au sustain foarte bun în funcție de ce pui pe ei. Na, astea sunt cele trei rase, deci eu am cam din toate astea, în afară de Elementalist și Guardian. Și dacă tot mi-am luat pe ăsta, pe Norn, pe vikingi ăștia mari, mergem pe Guardian. O să-l facem ușor, ușor și elementalist, o să avem câte unul din fiecare. Bun, aici ne costumizăm caracter. Așa îl vedem cu armură, așa fără. Mamă, dar e bine, bine s-a făcut ăsta. Aceasta e înălțimea lui. Mi se pare foarte, foarte mare. Ok, lăsăm așa. Bun, aici e fizicul, pentru că Nor nu are mai puține și toate mari, mamă, să zici că e Hulk direct, dacă îl văpseai în verde.
Ăsta, nu mai zic. Ok. Ăsta e cel mai mic, nu? Da, luăm pe ăsta, frate, mâncă, vai. Oh, fii atent că putem să punem și tatuaje pe el. Deci, credeți-mă că stați și vă jucați aici cu... customizarea asta la caracter de... vă vine rău. Deci, uitați-vă și voi, trec așa prin ele să vedeți din ele câteva. Adică... Tattoo Inspiration here. Nu știu dacă și pe Human normal ai așa tatuaje. Știu că la Silvarii le costumezi skin-ul gen. Din ce flori să fie făcută caracterul, făcut caracterul. Da, nu știu, fraților. Na, îl punem și noi pe ăsta, așa, random, să fie. Cred că mergea și fără tatuaj, da. Head options. Bun. Aici avem frizuri și astea, dar înainte de... Deci mai întâi îl punem fără barbă. Fața o lăsăm basic și îl facem chel, da? Deocamdată. Și acum, nu știu, eu îmi făceam un pic la face detail și după aia îi puneam barbă, păr și alea, știți? Dar acum fiți atenți că diferă, că poți să-i... Ți ales și o față de aici, știi, și să o customizezi un pic. Acum vă luați și voi unul de seamănă cu voi să vă faceți un chinez de ăsta viking, cum fac eu acum. Să-l facem pe ăsta un pic zgâria pe ochi. Asta e cam supra, îl facem pe ăsta. Bun. Mai să vedem să... bă, chinez la ochii mici, mă. Așa, mă. Îl facem să fie cât mai... aia zic tat. Ok, ăștia mai așa. Mai prea închiși. Mai așa. Ăștia cum aveam sprâncenele mai ridicate sau mai... nu mai știu, frate. Ăsta așa e mai milog, așa e mai tare în scoaie. Să lăsăm la jumate, a? Un pic mai așa să fim. Așa, hai dăm pe ăsta la maxim. Nasul. Mai sus, mai jos. Lăsăm un pic mai jos. Facem nasul mai micuț. O, aici... vârful. Asta lăsăm mai așa. O, și ăsta e bumpul ăla nebun. Îl dăm într-o parte să vedem. Mamă, arată, zici că l-am operat să mă bate tata. Upper lip. Ia. Îl facem cu botox, mă băieți? Lower lip. Hai să-l dăm mai regular. Gura mare, gura mică. O să normal. Ce facem? Asta. E bărbia. Facem ascuțit un bărbie, nu? E asta. De lață. Păi chinez cu bărbia așa luată n-am văzut, dar... Capul, bă! Mamă, cap mare sau... Nu sunt cu capul mare, a? Nu. Are corpul mare ăsta. O, ce ceafă la tare. Bun. Gata cu face details. Asta e fața. Hai să vedem, să-i punem o frizură de chinez. Chinez cu creastă, merge, a? A, și aici avem și culoare la păr. Culpa blând, mă. A, ia uite-l, bă, i-am găsit și frizură, mâncați aici gura ta. A, da, fraților. Hair color. Asta e direct. Chineză jet-beget, mâncați aici gura ta. Îl facem. Ia, acum e negru. Lăsăm cu ochii albastri, fix așa. Și asta, bandana asta, nu? Vamă, roșie, ce e nebun la cap. Hai că lăsăm așa. Și, barba. Da, hai. O, e bătrân chinezul meu.
Ce floci are. Sunt niște kituri pe jocul ăsta care îți oferă mai multe opțiuni de a customiza, adică nu vă gândiți că astea sunt toate opțiunile, la barbă, la păr, la astea, nu. Când intri în joc și cumperi un kit sau îți dă din misiuni, ai mult mai multe chestii de customizat la el. Ăsta îmi dă o tent așa mai de chinez bătrân. Și asta îmi dă. Deci merge pe asta. Hai că mergem pe asta. Bun, mamă, ce urâte să stea. Bun, armura nu contează că o schimbăm. O lăsăm pe asta. Bun. Acum trebuie să ne alegem o poveste. La început o să avem misiuni din 10 în 10 nivele. Story-ul lui. Storyline-ul caracterului. Ce să zic despre storyline-ul lui? Se bazează în funcție de ce alegeri faceți. Asta diferă de la clasă, de la profesie, de la tot. Înțelegeți, rasa, tot. Adică fiecare rasă, fiecare de asta are alt profesie, are alt storyline. Așa. Uite, ca simbol al dedicării mele, port și na, uite, se și schimbă. Deci cască, d-astea pe umeri sau așa, îi lăsăm pe astea pe umeri, m-ați mai mici cu totuși. Casca asta nu pun că îmi strică freza. Uite. Acum, trouble might follow me, but I use, și acum să vedem, to overcome it. Charm, dignity și ferocity. Aici, chestia asta influențează vocea lui, vocabularul, comportamentul lui, adică în dialoguri, înțelegeți? El o să poarte în dialoguri, în misiuni și așa, și aici oarecum decidem vocea și temperamentul lui. Adică e mai așa, e mai da șeful sau e mai de tempul la mea. Pardon, asta o tem. Să alegem, hai că tem dacă e. Bă, ce armă așa, un chinez de ăsta seducător. Ba nu mă, luăm pe ăsta ferocity. Aici, my most important quality is that I have the necessary, și acum, strength to defeat ancient foes, cunning to protect the spirits, inflation to guard the mists. Căcat, nu știu exact ce să aleg aici. Spirits, strength to defeat. Hai să o luăm pe asta, cred că e mai multă acțiune. Așa, at a recent celebration held in Holbrook, ok, asta e capitala la ăștia. Ai blacked out, caught in a fight, lost, ok, hai să vedem. Ne-am bătut cu spirit animalul. Aici ăștia așa sunt la toți ăștia, la nori, ne-au un spirit. Raven, wolf, bear, leopard, nu știu ce să iau. Bear, frate, că sunt urs. Nume. Da, aici ne punem nume. Chinezul. Tău. Cam e. Chinezul tău. Mama, a durat, cred că ceva. I am Nor, hunter of the wild, born of the free and rugged Shiver Peak Mountains. In the far north, my people fought our greatest enemy, Jormath, a dragon of frost and snow. The dragon broke our pride, but it did not break our spirit. In our last hour, we heard the voices of four of the spirits of the wild. Bear, Raven, Snow Leopard, Wolf. They called us south, away from certain annihilation. We founded the Great Lodge of Holbrook and claimed new hunting grounds. Some say we should not fight Jormag. I say the greatest risk is to wager nothing at all.
One day a hero will lead us home, and we will break the dragon's icy grip. I was born in the fire of combat. My spirit has been forged and tempered like steel. Like my ancestors before me, I seek glory. One day, I will take my place among the heroes of the North. My strength is a gift from the spirits of the wild. With it, I can hold back the tide. I can move mountains. I can overcome anything that stands in my way. I am still untested, but already, my deeds have earned me friendship and great respect. Each year, a great hunt is called in Holbrook. Only the best among us are invited to participate. I shall use my might to collect trophies that prove my worth, then drink and boast of my victories. I accept this challenge. I relish it. Come, danger. Come, adventure. In the lodges and halls of my people, my strength will make me immortal. This is my story. Da, și ați auzit povestea chinezului tău. Cam așa, povestea asta diferă, mai ales astea de început, de la caracter la caracter, în funcție de ce vă alegeți voi acolo, când îl creați. Bun. Acum când ne spawnează la început, normal, cu Keys, WSD, la început desigur că văd o armă și un skill, două de fapt. Cum vedeți, suntem într-o instanță, așa e la început, ne pune să ne batem cu ceva. Are you here to take part in this year's great hunt? Of course I am. Just tell me what needs to be done and stand clear. Hunt down the wildest animals you can find and take trophies from your kills. Present only the finest to Ido the Tanner to prove your worth. Whoever has the best trophy and whose bravery is the greatest will be invited to join the great hunt. Newt Whitebear has said this season's event will be one of the most dangerous, so be ready. I've even heard the renowned Erstigalkin might attend. I look forward to impressing them both after I've earned my place in the hunt. Bun. Bun, hai să vedem. Ce avem aici pe hartă, apăsăm M. Ne arată și ce trebuie să facem, punctele astea sunt puncte de misiune. Hai să mergem. Ne scrie aici în dreapta, da? Hunt and collect a trophy from a dire boar or griffin, în fine. Deci trebuie să luăm câte un trofeu de la câte un monstru de ăsta. Hai să vedem. Normal că la început a trebuit să nu fie prea greu. Sper. Atât? Mă trebuie să ne întoarcem. Deci trebuia să aleg eu de unde? O, aici mai scurt așa un pic. Ăștia abia au pere pe aici, care la patinea. Ia să vedem ce ne zice asta. Oricum, dialogurile astea o să îmbunătățească. Cu cât mergi mai încolo. I'll make them into trophies you'll be proud to show at the moot. Pricking, singing, and boasting. I love a good old-fashioned moot. Others save their parties for holidays, but I say every day alive's worth celebrating. Hey, Newt, look at this impressive trophy. Worthy of the great hunt, I'd say. Indeed. You are skilled enough to defeat your prey, and wise enough to revere their spirits. You are worthy to join in this year's great hunt. By my own hand, I've brought the mighty worm Isormir.
He waits above in the plateau for one such as you to challenge him. The great heir Stegalkin watches over him now, waiting for the hunt to commence. When it is time, claim victory if you can. I can and I will. This is where my legend begins. Nice. Bun. Care e povestea principală a jocului? Tu împreună cu un echipaj o să trebuiască să înfrângeți niște dragoni. Înțelegeți? Acum nu vă zic numele lor și așa. Ce văd că e un event, ceva, nu știu de ce. Mă lasă, mă? Nu mă lasă, trebuie să bată ăștia aici? Cred. Mamă, ce ghiulea de al treilea hit. Rasă de asta n-am, v-am spus. Norn de asta. Adică diferă și stilul de atac și tot între... Gata, mă, s-a deschis. Uite, vezi? Asta e Erstegal ăla, aia, de fapt. Asta e șefa. Mai touch. Asta cu fără ăsta reprezintă daily reward-ul, nu îl iau pe caracterul ăsta. Hai să ne batem cu boss-ul. Uite, ăsta e alt player. Elementalist e asta. Be victorious in the great hunt. Oh. Fiecare rasă pe care o alegeți începe din altă parte a hărții, înțelegeți? Din capitala lor, aproape de capitala lor. Adică a oamenilor, a Asura, așa e la, ăștia, la nori. E foarte smecher că e diversificat așa. Diverse misiuni de început. Adică eu la început am jucat jocul ăsta, mamă, am jucat jocul ăsta doar pentru poveste în sine, foarte fain. Am mai rărit-o un pic după ce am terminat povestea. Acum au băgat continuarea povestii și finalul povestii. Și de asta m-am reapucat așa ușor. O să termin povestea. Nice. Mă rog, l-am murit repede că mai eram cu încă vreo doi văd care începeau și... Bun, și acum după ce bați pe ăsta, te trimite în prima hartă. What a hunt! I heard about your victory. Bun, ești impresionat. Thank you. Mulțumesc. An excellent beginning to... Așa. Putting your skills to work. Haideți că-i dau skip, că ați prins ideea cum e cu dialogul ăsta. Ne dă o armă. Bun, am făcut și level 2, ne-am mai deblocat un skill. Aici ne zice ce să facem pentru misiuni. Bun. Aici ne se spune ce ni s-a deblocat odată cu nivelul. Upcoming levels, rewards. Bun, acum să vă deschideți inventarul, apăsați pe I, logic. Aici asta este inventarul vostru, nu băgați în seama astea de sus, ăsta e un inventar comun care n-are treabă. Deci voi când o să începeți, o să începeți doar cu ăsta de aici, așa, și atât și cu astea de aici. Astea sloturi pentru backpack,
Toate astea backslot. Bun. Acum apăsați H. Da, ca să vedeți, asta e inventarul vostru, unde va apare upgrade-uri și toate nebunile, H, dați equipment și aici va apare tot echipamentul pe care îl purtați și ce puteți să schimbați. Sau na. Accesorii, nu. Atribute, vă zice cât atac aveți, tot. Ăsta putem să-l echipăm cu click dreapta și dăm echip sau să-l tragem noi de aici unde dorim. Astea sunt cu care începem noi, de level, nici n-au level, astea sunt de, nu intrăm în ele deocamdată, deocamdată ne-am schimbat arma, asta nu merge, la astea le dăm destroy, sell trading post, vă dați seama că nu le cumpără nimeni, astea puteți să vi le vindeți voi, click dreapta și sell, dar mi se pare că ca să folosiți trading postul ăla, trebuie să cumpărați o expansiune. Ce înseamnă expansiunea? Tu când te apuci de jocul ăsta, ai povestea de bază, gen până în anumit punct. Păi dacă vrei să continui povestea, trebuie să cumperi povestea respectivă. Oh. Stai că n-aveți de ăștia voi, n-aveți mounts la început. Ce am eu aici, n-aveți niciunul din el. Deci acum trebuie să încercăm să ajungem să luăm obiective de pe hartă. Prin obiective de pe hartă, adică să facem, uite, punct de interes, vista, astea ne arată anumite locații, scout, scout ne arată misiunile apropiate din zonă. Da, uite, deja când m-am apropiat de ea mi-a apărut și nu mai mi-apare scout. Dacă dădeam pe scout, să vedem, merge. Să dăm pe scout. Da. Aici e misiune, bă, fraiere, aici e misiune, cred că o arată și pe asta. Da. Asta mi-a arătat 3 misiuni. Să încercăm să luăm ăla de sus, de acolo? Nu știu cum, sincer. Asta e că la început ai și puzzle-uri, frate, adică să... Vezi pe unde te poți urca ca să ajungi acolo, e foarte interesant. Acum, na, eu cum am mounts de ăștia, zbor până la el. Mounts ăștia puteți să-i face și voi. Dar cu timp. Uitați câți mounts și mai încă unul pe care nu l-am deblocat, o țestoasă. Fiecare mount ăsta face ceva diferit. Și haideți să vă și arăt de din nou. Poate vă dau un impuls, asta e o misiune, stai că nu facem. Uite ce vei cu prima. Asta e o șopârlă. Asta e foarte rapidă pe ground. Și cu space-ul, dacă ți-a apăsat space sau V, dai un boost de ăsta mare. Vedeți? De viteză. Asta e raptorul, springerul, un iepure, care ăsta sare foarte sus. Vă dați seama, adică fiecare mount ăsta o să se upgradeze. Înțelegeți? Adică ei la început nu sar așa sus. Au abilități. Ăsta ați văzut, se rotește ca o bilă și lovește. Nu știu ce nestie ăsta, dar hai să-l spargem. Bun. Raptorul, să vă arăt skill-ul. Da? Mergi în viteză și dă cu coada și strânge inamicii într-un singur punct. Ce nevoie asta, mă, mâncați aici, jură. Fel de cioară cu clita. În fine, bun. Următorul mount, skimmer. Ăsta este foarte bun pe apă, sub apă, ăsta se bagă, mă rog, sub apă, odată ce îl evoluați un pic, na, el se ridică un pic așa în aer, cu V sau cu space-ul, cât să treci peste niște obstacole, abilitatea lui de atacă, tot o abilitate, am văzut să rotește un pic așa spre țintă. Jekyll. Acum, la Jekyll ăsta,
mai bine vă arăt. Da, se teleportează. Vedeți? Nu puteți să treceți prin toate obiectele, sunt anumite hărți unde vă lasă să treceți cu el prin portaluri, prin obiecte. Deci ăsta se teleportează pentru... nu știu, o scurtă rază. Bun. Rollerul. Stai că nu v-am arătat la asta. Bun. Abilitatea lui. Asta de atac. Bun, asta când dați abilitatea de atac a Jackalului ăsta lângă un player, îi dați niște extra viață, cam vreo 5000, înțelegeți? Vreo după ce e evoluat. Uitați, vedeți că îi apare, mă rog, ăsta, mă rog, i-a apărut aici niște viață în plus, ia, hai că mai facem o dată. Ah, vedeți? Asta e viață extra de-i dă lui, abilitatea asta, no. Cam ăsta e cu Jackalul. Ăsta e ca o mașină de Formula 1 în cap și gura voastră, foarte greu de controlat la viteză mare și ăsta prinde viteză. Adică nu se joacă, înțelegeți? Vedeți? Faceți drifturi cu el, faceți ce vreți voi, nu aveți nicio treabă cu ăsta. Îmi place un pic de Need for Speed. Bun, abilitatea lui specială. Da, ați văzut ce am făcut la capra aia. Aia este o drăși. Bun. Intră cu viteză în cineva. Grifonul ăsta. Ăsta vă trebuie mulți bani să-l faceți mult timp și nu e foarte worth, adică nu l-am mai folosit de când n-am am luat următorul mount. Nu. Ăsta e... dă din aripi și oarecum își menține altitudinea. Nu crește în altitudine decât, uitați, scoborâți și după aia urcați așa cu el. CV. Înțelegeți? Ăsta e bun, gen dacă săriți de la o înălțime mare. Să vă luați puțin avânt cu el și să vă mențineți. Și cam asta face ăsta. Destul de rapid, deci foarte rapid, nu zic că nu în aer. Și Skyscale-ul, cel mai folosit mount de mine și probabil de toată lumea care îl are. Da? Așa arată. Uitați că nu v-am spus la asta, la Grifon, că uit mereu de abilitatea asta lui de atac, efectiv. Da? Dă cu coada așa, când coborâm de pe el. Deci am atacat de ceva, dar nu știu ce, în fine. Skyscale-ul. Bă, ăsta e cel mai useful să ajungi cu el oriunde. Deci cu ăsta ajungeți oriunde, frate. Deci nu mi s-a întâmplat decât unde nu aveam voie, gen de la hartă. Dacă înălțime sau ceva, ajungi oriunde cu ăsta. Da, ăsta zboară, rămâne în aer, ia altitudine. Da, uitați cum am ajuns la asta. Adică, wow, ce greu a fost, înțelegeți? Bun, apăsați pe V, uitați ce se întâmplă, da? Așa un boost așa, bam, foarte, foarte șmecher. Asta e bara de altitudine, adică cât de mult se ridică el, vedeți? Pac, când a scăzut nu mai se ridică. Acum, ca să se încarce din nou bara, trebuie să aterizați cu el pe o platformă ceva. A, uitați, el se prinde așa de o clădire, țineți să apăsați Space și își mai ia așa un pic de altitudine, înțelegeți? Foarte șmecher. Vă puneți pe ceva, crește. Și tot așa mergeți din puțin în puțin. El și ajungeți unde vreți voi. Înțelegeți, să zic? Cel mai șmecher. Bun, acum abilitatea lui. Da? Un cerc de foc, așa. Care vă dați seama că arde inamic acolo. Și cam asta e, se pupă mounts ăștia pe care o să mă vedeți că îi mai folosesc, dar acum la început să zicem că nu-l folosesc și să mă chinui să iau eu ăla cumva. Că la toate astea trebuie, există o posibilitate să le luați, înțelegeți?
Adică ei nu le fac în așa fel să nu poți. Dar să vedem noi cum. Mă gândesc că pe aici pe undeva. Mamă, bă, ești nebun. Oare dacă sar de aici? Trebuie să sar de aici acolo, frate. Ok. Aici ar trebui, nu? Nu, ați văzut? Deci mereu fac chestii de genul ca să ajungeți la asta. Deci mereu ca să ajungeți la asta o să fie... A, uite că nu v-am arătat. Și când dați sunet ăsta, vă arată așa ce e în zona asta. Un preview așa, frumos. Depinde de zone. Da. Foarte șmecher. Mă să ai și răbdare să te uiți la astea. Bun, ce mai primești mai încolo când ajungi la un nivel? Glider. Da? Vezi glider, îi dați drumul, îi dați... Foarte șmecher. Foarte useful. Acum, da, cu mountul ăsta poți să te urci pe din aer. Care, din nou, e super useful. Hai să trecem la misiuni. Ați văzut, aici am fost, noi am bătut boss-ul ăla, care văd că e un hero point. Hero point, ce faceți cu hero point-urile? Require level 11. În fine, le folosiți să vă upgradați abilitățile, să deblocați abilități noi. Aici nu upgradăm abilități, aici doar le deblocăm. Acum hai să mergem să facem hero point-ul ăla și pe aia ne întoarcem la inima aia. Parcă pe aici am luat așa și erau niște scări. Da, mergem așa ușor, pe unde putem și noi. Localnici. Ia să vedem ce e hero point. Să-i dăm un pic de viteză, adică să fac așa. Și să ajungem imediat. Ar fi idee, nu? Ca să nu pierdem timp degeaba. Ah, bun. Deci v-am spus. Cu astea vă dau niște puncte cu care deblocați abilități. Desigur și când faceți nivel vă dau puncte de alea. Bun. Astea pot fi de două feluri. Ori așa, să cumulați energia respectivă din el. Și uitați, v-au dat unul din 8. Aici 8 sunt pe toată harta. Mă sunt mai multe hărți. Cam asta e zona noastră. Asta e capitala. Da? Polbrac ăsta. Și cam asta ar fi toată harta. Și pe toată harta asta sunt alte mini hărți, cum e asta pe care suntem noi acum, da? Asta aici e o mini hartă. Toată asta. Și asta e plină. Da? Deci uitați cât merg. Uitați ce e pe aici. Deci aveți la hărți. Greu să vă plictisiți și să le explorați pe toate, necesită foarte mult timp. Eu le-am explorat pe toate, să zic așa, și mi-a plăcut. Bun, deci am luat ăsta, punctul ăsta de, de fapt nu e punct de interes, e hero point, așa. Bun, de aici, ținem cum aș coborâ eu dacă aș fi un... Cei ce mor dacă s-ar de aici acolo, eu zic că mor. Dar mai scurtăm și noi, nu? Până la urmă nu avem timp. Și mergem să facem inima aia. Mai scurtați și voi. Că până, credeți-mă, că până o să deblocați voi mount, îi dă muncă. Și totuși, dacă sunteți dispuși să băgați bani, da? Să vă deblocați povești și așa, puteți să o faceți de la început, chiar de când intrați pe joc. Acum mie nu mi-apar să le cumpăr pentru că le-am deja luate. Și odată ce vă deblocați o poveste, o să faceți o misiune în care o să vă dea primul mount, da?
la început. O să vă arăt eu, o să vă explic eu, îmi scrieți în comentarii și vă arăt eu cum să faceți să-l luați. Vă dă raptorul ăsta, da? Primul. Și cu ăsta să vă deplasați foarte, foarte bun la început, dacă vreți să aveți movement bun. Dacă nu faceți cum am făcut eu la început, nu eram sigur, băi frate, nu știu dacă îmi place jocul sau nu. Până am ajuns până la un nivel 70 și ceva, adică destul de mare, nivelul, să zic, creșterea nivel se oprește la 80, da? Ăsta e nivelul maxim, 80, după aceea uitați cum are băiatul ăsta, steluțe de-astea, da? O să treceți în steluțe de-astea, astea le faceți deblocând mastery, da? Astea-s masteries. Și aici aveți toate astea, vedeți, un mastery, 3 mastery necesare pentru ăsta și tot așa, uite, astea nu mi-apar că sunt pe caracter nou. Și pe băiatul ăsta a făcut, a deblocat 396, da? Deci după... După nivel 80 deblocați masteriuri, care masteriurile alea vă oferă, astea înseamnă gliderul, mounții, deci astea înseamnă mastery. Abilități noi speciale ce puteți să faceți niște lucruri noi pe anumite hărți sau pe toate hărțile. Da, în general, uitați, astea sunt zone, da, spovești, da, Central Tyria, asta e gratis. Da, asta e Central Tyria, masterurile gratis, de le puteți face, fără niciun ban, fără nimic. Heart of Thorns intră de obicei cu Path of Fire, da? Path of Fire este de mount. Aici deblochează mounții. În asta, în Heart of Thorns, deblochează gliderul și multe alte căcaturi. Na, sunt foarte multe. Iceborne Saga, deblocați în anumite hărți, tot felul de chestii. End of Dragons, asta e ultima poveste, cea nouă. De deblocați la fel alte noi chestii, care de cele mai multe ori se aplică doar în hărțile dedicate poveștii respective, adică fiecare poveste are anumite hărți, da? Unde asta cu Tyria se aplică cam pe toate hărțile. Sunt anumite care se aplică în toate hărțile, anumitele care doar în hărțile respective. De exemplu, mounts, glider, astea le aplicăm în toate hărțile, nu contează. Și v-am spus, dacă vreți la început, nu știu, vă jucați și voi, faceți și noi, mergeți pe jos, faceți un nivel acolo, vedeți dacă vă place sau nu. Și vă luați mount-ul dacă vreți, luați chiar de la început și după aceea vă continuați povestea pe caracterul respectiv, da? O să trebuiască, deci când luați povestea, o să vă dea un boost, să faceți un cont de level 80, da? Și cu contul ăla de level 80 vă deblocați mount-ul. Nu vă recomand să vă jucați pe contul ăla 80, cel puțin nu la început. Vă recomand să vă luați mount-ul respectiv. Și după ce luați mount-ul respectiv să reveniți pe contul pe care l-ați creat la început. Și să jucați cu mount-ul să-l aveți, să jucați pe contul ăla de la 1 până la 80. Ca să știți cum se mănâncă jocul mai încolo. Să nu intrați direct în content de nivel 80 și să nu știți ce să faceți. Așa mai bine vă luați ușor, vă faceți misiunile, dar acum noi facem misiuni de pe hartă, astea sunt misiuni de pe hartă, cu misiunile de pe hartă creștem, avem nivel 2, la nivel 10 ni se deblochează povestea, da? Din 10 în 10 nivele, storyline-ul pe care trebuie să-l facem, ne dă reward-uri bune și așa prindem povestea jocului. Acum să mergem mai departe, deci mai trebuie să încerc să folosesc totuși. Deci cred că putem să adunăm și niște ouă de astea să le punem în cuib. Cred că cam așa se papă. Da, playstake, leaf. Și ne-a dat puncte aici la misiune. Să vă mai zic o chestie. Caracter select. Deci logout caracter select. World selection. Avem servere, da? Deci astea sunt toate servere. Selectăm aici Europa, astea serverurile de pe Europa. După cum se vede, serverul pe care sunt eu se numește Underworld. Mi-apare aici acasă. Oricând poți să dai transfer, da? Deci nu e nicio problemă. Ring of Fire, dăm transfer. Ia să vedem ce n-am încercat până acum, nu m-a interesat. You'll be logged out of account, which may be inaccessible for a short period of time. Da, deci ne deloghează după cont, nu se poate să fie accesibil contul pentru o perioadă scurtă până se încheie tranzacția. Și nu putem să facem alt transfer pentru 7 zile. Cost 0, da, deci ne transferăm pe gratis.
pe alt server, deci n-ar fi o problemă. Eu sunt pe Underworld, uitați, astea sunt population, da, eu m-am băgat pe unul care era high, deci n-am vrut să fie nici full, nici foarte full, nici prea scăzut. Și am intrat pe Underworld. Acum astea sunt toate rasele care v-am spus eu că le-am, am început la un inginier pe care stau să-l facem pe live, deocamdată v-am arătat cu ăsta, să știți cum începe povestea. Da, intrăm înapoi pe el să continuăm. Să vedem de cât timp filmăm totuși, să nu facem nici prea lung. Avem ceva timp. Bun, haideți să terminăm aici prima misiune. Bun. Dăm revive la jucători căzuți așa sau morți, cum e asta. Se poate, fără nicio problemă. Când muriți, o să vă pună să vă le... Uite, astea sunt waypoint-uri. Aici puteți să vă respawnați dacă muriți la waypoint-uri de genul. Bun. Acum, rangerii, uite, asta e ranger, da? Asta e de la, e silvarii, de ceva, am zis, elf, de făcut în copaci. Asta e ranger și uite, are pet, are animal de companie. Rangerul mereu o să aibă un animal de companie cu el. Bun, hai să vedem ce mai omoră și noi pe aici, nu? Hai că am uitat să nu mor, bă. Cam asta a fost prima misiune, unde am făcut și levelul. Astăzi reward-urile date la misiune. Și uite, nivel 3 ne-a dat un rucsac de ăsta. Da, ăsta îl luăm, îl tragem și îl punem aici, ni s-a mărit inventarul. Acum, după ce completăm o misiune, mergem la băiatul ăsta, dar a avut inima, dar ne-a dat misiunea. Și ne uităm ce are el, da? Dăm aici vorbim cu el, nu ne interesează, dăm pe ăsta, e Saido. După cum vedeți aici, karma, da? Cu karma poți să cumperi anumite chestii de la vendor ăștia. Karma o faci cum făcând misiuni și eventuri, da? Care apar pe hartă din când în când. Uite, cum e ăsta de aici, vedeți? Ăsta e un event aici care urmează să înceapă. Uite, ce că să rezolvați Raven Riddle Solved, da? Mergeți la statui de-astea, rezolvați aici o ghicitoare, da? Cannot see me, I'm flying in hell, but you can catch me if you stand still. What I am? Pret. Ah, bun, uite, da? Am ghicit. Ah, bun. Și la ăștia vă apar tot felul, uitați, astea sunt, uite, scrie aici, e accesoriu, da? Accesoriu, da? Apăsăm H, mergem pe echipament, da? Asta e echipamentul nostru și acum vedem că care sunt accesoriile, da? Backpack, uite, accesorii, da? Amulet, ring, la toate o să scrie ce e, deci orice armă, orice alea, scrie acolo că e accesoriu și nivelul, da? Uite, luăm și noi un ăsta, că am făcut misiunea, asta e mâncare care îți dă... Uite, power egal cu 1% of your precision și 10% experiență din kill-uri. Da, pentru cât? Pentru 15 minute. Am luat amuleta, ori mergem din inventar, clip dreapta echip, da? Ori apăsăm H, echipament și o tragem de aici. Uitați că vă și apare cu albastru unde putem și o punem aici. Și acum avem plus 3 condition damage, da? Condition, trava, focul, cam astea sunt. Și ce stau un pic pe ele, pe adversari. Ce am făcut? Uite, hai să mai facem un riddle de ăsta. I blind hunters, frightened children and no door can keep me out. Yet each night I return what I am. You are darkness, no? Leopard, sleep. Darkness, nu? Oh, uite, he's smiling on you today. Walking is wisdom. Deci am ghicit. Cam astea sunt, da? Uitați, aici se completează bara de event. De cele mai multe eventurile au și o continuitate. Adică îl terminăm pe ăsta și
Gen de aici plecăm în alt event, tot din baza ăsta. Uite. I move without legs, I push without arms, I speak without words, I howl without a mouth, what I am. Wind, este clar că este vântul. Așa, you are music, no, wind. Well done. Da? Se mai încarcă bara asta aici. Facem astea. Na, acum diferă, deci toate chestiile astea în funcție de hartă, de rasă, de toate astea. Bun. With me, you will never know reason, I will blind you to everything else and drive you to kill your enemy, what I am. Rage. Da. Please, please. Deci nu sunt foarte grele, vă dați seama. Da, destul de interesante. I will devour your form the inside out, I must be quart every day, or I will take your life, only in that can you stop me, who I am. Mam, uite, asta e grea. Enemy. Da, nu e bun. Honor Raven and be wise. Cred că era hunger, nu știu. Your hand cannot contain me, your eye cannot see me. I am flying when held, but you can catch me if you stand still. Ah, asta mai dată, era bret. Da. Event succeed. Ne-a dat niște XP. Karma, da? La început așa e, ne dă mai puțin la evenimentele astea. Și asta a fost eventul. Posibil, acum dacă așteptăm un pic, să plece alt event din zona asta. Nu mai stăm, că na. Deci cam așa constau, în asta constă jocul de început, da? Faceți misiuni, creșteți, armele v-am arătat cum să le echipați. Mergeți aici unde vedeți, da? Toate astea le deblocați. Puteți merge pe jos sau v-am spus dacă sunteți dispus să vă luați povești, să vă deblocați povești ca să deblocați mount. Da, aici se ajungea destul de ușor, nu era prea greu să-l deblocați pe ăsta. Da, tot așa. Da, e greu că vă aleargă niște grifoni de ăștia nebuni, da? Aici coborâți și aveți misiune de făcut. Da. Să nu murim. Deci cred că trebuie să ștergem tatuaje de astea, da, și ne dă XP. Acum voi nu vă faceți neapărat nord cum mi-am făcut eu, să faceți altceva, să explorați alte de astea. Oricum, eu la început mi-am făcut gen... deci mi-am făcut câte o rasă din fiecare, câte o profesie diferită, am jucat până la nivel 10 pe ele să văd cu ce se mănâncă și într-un final mi-am ales una, înțelegeți? Ca să încep de început. Aia una mi-am ales Ranger-ul eu la început și a fost Silvari. Ăla a fost caracterul. Da, uitați, crește XP-ul acolo la misiune și jos pe kill. Deci eu mi-am ales Ranger-ul. Ăsta este Ranger-ul. Desigur că aveți costume și tot felul. Deci vă puteți costumiza cum vreți caracterele. Pune costume pe ele. Da, ăsta e costumul meu preferat în film, nu contează. Ăsta e războinicul cu armură pe el. Da, bă, ce să zic, cam atâta pentru episodul ăsta, să vedem cum prinde la voi. Na, dacă vă place mai fac, dacă nu, e ok. Oricum, cred că e destul de lung. Are, cred că, vreo oră. Să vedem cât s-o posta, dar s-o postează el. Ce să zic. V-am lăsat, voi băieți, și v-am explicat așa, de început, vă dați? Sunt foarte multe de explicat, dar asta zic, vă explic pe parcurs. Uite, vorbeam de mastery, ăsta e al meu, 269. V-am spus, după ce faceți nivelul ăla, faceți master. După ce faceți 80, vedeți că vă apare aici. Nivel 80, nivel 30, toate astea sunt 80. Mastery, aici vă zice cât din mapă ați completat. Serverul. Da, vă zice în ce locație e caracterul, în ce hartă. Da, uitați, Ranger-ul cu care am zis că am început e 100% map completed, deci cu ăsta am făcut tot.
Hai să vă arăt un pic Ranger-ul. Heart of the Mists, cred că durează un pic până mă bagă. Mamă, deci mă lungesc degeaba, băieți. Vă arăt un... Da, nu mai vă arăt nimic, că nu. Nu cred că e ok. Hai să intre pe el. Întrebări. Orice vreți să mă întrebați de jocul ăsta, deci mie îmi place foarte mult. Sunt o grămadă de dungeon-uri, de evenimente, live, care se întâmplă cu o grămadă de playeri. Deci e foarte engaging jocul. Sunt o grămadă de canale de Discord, să vă întâlniți cu băieți, să faceți anumite misiuni. Da, asta e zona de PvP aici. Aici găsim ceva playeri. Da, cum ziceam, pet. Ăsta e petul. Da, aici uitați câte peturi sunt disponibile, care le deblocați în joc. Trebuie să-i găsiți pe hartă, să-i deblocați, să faceți anumite misiuni. Da, cam asta e harta asta scurtă. Bun. Ce să zic, băieți, v-am lăsat. Și ne auzim pe un live, probabil în seara asta. Mă rog, în seara asta, să vedem cât de repede se postează videoclipul ăsta. Deci, vedem ne când facem și live, nu e problemă. Ce să zic? Zi bună și seară bună, noapte bună, când vedeți voi videoclipul. Ne auzim data viitoare. Pa, pa, bă!